Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți aici. Avem o misiune dificilă. Discutăm despre sănătatea privată versus sănătatea la stat, spitale private versus spitale de stat. Îi avem invitați la Hot News și le mulțumesc pentru că au acceptat să vină pe domnul dr. Dorel Sândesc, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, și pe domnul dr. Nicolae Marcu, directorul executiv al celei mai mari rețele private de sănătate din România. Despre MedLife e vorba. Important și interesant e că ambii au lucrat de-a lungul carierei și într-un spital de stat și într-un sistem medical privat. În momentul acesta, în România, cele două coexistă, cum coexistă, în interesul pacienților sau nu? Vom încerca să aflăm astăzi lucrurile acestea și, domnule doctor Sândesc, prima întrebare din perspectiva dumneavoastră, care e cel mai mare avantaj și care e cel mai mare dezavantaj al unui spital de stat? Pentru că în momentul ăsta sunteți într-o poziție din care ar trebui să apărați interesele sistemului public de sănătate, nu al celui privat. Sunteți secretar de stat în Ministerul Sănătății. Deci, care e cel mai mare avantaj și cel mai mare dezavantaj pe piața din România? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mă onorează să vin la o emisiune organizată de dumneavoastră. N-aș spune că principalul obiectiv este să protejăm interesele spitalelor publice pentru Ministerul Sănătății și ar fi să protejăm interesele pacienților și dacă am privit din acest punct de vedere cu toții, cred că cuvântul versus ar diminua ca importanță în tema întâlnirii noastre, pentru că important este să asigurăm servicii cât mai bune pacienților noștri. Dar revenind la întrebarea noastră, care este justificată, există diferențe în mod evident între spitalele publice și spitalele private în România. Ca avantaj pentru spitalele publice, putem spune clar că există unele particularități. Cel mai de tipul, mare. Cel mai mare ar fi că îi se asigură finanțarea pentru dotare și îi se asigură atunci când are probleme economice, în cele mai multe ori, compensarea arieratelor. Adică un spital de stat nu poate da faliment chiar exact. Dacă e ineficient economic. Uneori acest lucru e util în sensul în care, da, sănătatea nu poate fi întreruptă, serviciile acelea nu pot fi întrerupte. Pe de altă parte însă poate favoriza un management inadecvat, poate tolera proliferarea și unui management inadecvat. Și cel mai mare dezavantaj? Dezavantaje există, trebuie să spunem, pentru că în prezent un spital public are următoarele handicapuri. În primul rând, el nu poate intra într-o competiție cu un investitor privat, cu un jucător privat, ca și ofertă de servicii. El se limitează aproape exclusiv la contractul cu casa. Nu poate, de exemplu, cum o să mai discutăm probabil, să-și ofere facilitățile și pentru un tip de activitate privat în afara programului, pentru a le utiliza cât mai mult, așa cum este normal când ai o investiție. Nu poate, de asemenea, nu poate să aleagă în niciun fel patologia. Spitalul public trebuie să primească absolut tot ceea ce apare ca patologie. Și de ce asta e un dezavantaj? Este un dezavantaj pentru că de multe ori, iată, și se întâmplă, sigur, primește chiar cazuri de la furnizori privați atunci când ele devin foarte complexe. De ce devine un dezavantaj? Pentru că o anumită zonă a îngrijirii medicale, pacienții cei mai complexi, cei mai gravi, în mod evident nu sunt acoperite financiar, adecvat, de sistemul de decontări actual. Aceasta e o problemă nu numai în România, unde finanțarea știm că e departe de a fi ideală, ci în toate sistemele de sănătate unde se discută foarte mult despre cadurile scumpe. Ce deci spune că Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu plătește valoarea reală a acelui tratament oferit cu atât mai mult la acele cazuri grave, complicate, care în cea mai mare parte, nu toate, dar în cea și mai mare parte vine asupra. Diferență. Apare, iată, problema dezechilibrelor financiare, problema arieratelor, problema imposibilității menținerii aparaturii, a alocării de fonduri pentru modernizarea spitalului. Deci acestea sunt totuși niște dezavantaje clare. Aș mai putea spune că și reglementările legale cu privire la personal e un dezavantaj, pentru că nu-ți permite foarte ușor să te adaptezi din punct de vedere al calității actului medical, al expertizei. Nu poți deocamdată, și noi vrem să lucrăm aici, să stimulez legal, imediat, simplu, expertiza sau să sancționez lipsa de performanță. Domnule Marcu, aceeași întrebare, doar din perspectiva unui spital privat. Care e cel mai mare avantaj și
și cel mai mare dezavantaj pe piața serviciilor medicale din România astăzi pentru un spital privat? Le-aș pune într-o ordine descrescătoare. Cel mai mare avantaj pentru serviciile de stat este legislația, al doilea este finanțarea, al treilea este distribuția teritorială. Și mă aliniez domnului doctor în ideea în care versus poate nu are esența care trebuie și pentru mine este foarte interesant să găsim firul roșu care va reuși să separe cumva granițele acestea. Este, dacă vreți, un curent la care trebuie să ne aliniem în lume, datorită sustenabilității, granițele între privat și stat se șterg încet, încet. În dorința de a oferi către populație, până la urmă clientul nostru este pacientul, să putem oferi serviciile la cel mai competent nivel care se poate. Eu aici aș completa. Eu sunt unul din cei mai mari susținători ai parteneriatului public-privat. Acest concept care e mai degrabă o fată morgana pentru România decât o realitate, dar atât de realizabil și care în medicină poate lua cele mai avantajoase forme. Dacă modelele de parteneriat public-privat în infrastructură, de exemplu, se vorbește atât de autostrăzi, înseamnă o investiție majoră din partea unui investitor, dar care este recuperată sigur, fără risc de el, prin faptul că statul după aceea achită în timp o sumă, desigur, mult mai mare, în ceea ce privește sistemul sanitar, parteneriatul public-privat poate lua forme mult mai avantajoase, în care, de exemplu, sunt investitori și noi sprijinim asta, caut, sper din suflet să ajung să îndeplinesc acest obiectiv, vis dacă vreți, în care ei sunt dispuși să investească major în realizarea unor obiective de infrastructură medicală foarte importante, până la spitale regionale, să asigure investiția totală și nu se ceară după aceea decontarea lor în rate de către statul român, ci continuarea acestui parteneriat în timp, în acționariat, parteneriat, și ceea ce cred că este cel mai important, cu condiția asigurării unui management profesionist selectat printr-o licitație eventual internațională. Problema e, nu e așa că un manager privat nu poate funcționa în logica managementului dintr-un spital public din România la ora actuală, unde serviciul medical este subplătit. Este cel mai mare avantaj al sistemului privat, managementul. Uh-huh. Managementul poate decide aproape tot în cadrul legislativ. Poate să angajeze, poate să refuze o angajare, poate să-și moleze secțiile în funcție de necesitățile de piață. Nu este obligat să susțină neapărat un spital, eu știu, complex și cu toate specialitățile. După zona de management propriu-zis, este zona de HR. Noi avem libertatea să luăm cam câți oameni vrem, pe ce posturi decidem noi că sunt ok. Se fac angajări pe pile în spitalele private, cum se întâmplă în spitalele publice? Să știți că se poate. Inițial se poate. Bila înseamnă, îți recomand pe nepotul meu, dar după o lună, recomandarea pică dacă valoarea medicală nu este prezentă, dacă nu aduce plus valoare în spațiul operațional al companiei. Uitați ce spune unul dintre cititorii Hot News, Caiu Solovan, care întâmplător este și medic, dacă nu mă înșel și dacă nu e o confuzie de nume. Da, dânsul consideră că trebuie făcută, îl citez, o delimitare netă între stat și privat. Domnule Sândesc, acest tip de delimitare netă nu a apărut în proiectul de lege pe care guvernul din care faceți parte l-a promovat, acela care... va propune servicii private efectuate de medici și în spitalele publice. Da, de ce? Există această atitudine, dar care are mai degrabă rădăcini etatiste pure. Privatul e privat să se descurce, să-și facă sistemul lui de asigurări dacă vrea. Fondurile publice sunt pentru spitale publice. Asta e o parte a acestei abordări cu care eu nu sunt de acord. Pentru că eu cred că orice sursă, cu atât mai mult într-o țară cu o finanțare inadecvată pentru sistemul sanitar, este binevenită pentru a rezolva cât mai rapid multiplele probleme pe care le avem. După mine ar fi o greșeală strategică să delimităm în acest fel fonduri publice pentru spitale publice, spitale private să se descurce. Acest tip nu cred că este benefic și noi avem exemple pozitive. Dializa din România, pacienții dializați beneficiază de servicii de calitate pentru că s-a deschis calea către și este aproape eminamente privat. Sigur că putem discuta că acei pacienți complicați, până la urmă, vin tot pe umerii obosiți ai spitalelor publice atunci când fac complicații. Putem discuta, dar nimeni nu oprește casa acum să facem și pentru ei pachete bune.
nici într-un caz privatul. Această delimitare este una. Dacă sunt pentru această combinație, inclusiv în spitale majore, pentru că eu cred că asta va fi etapa care va impune definitiv conceptul multisourcing pentru sănătate. Să facem niște spitale majore, cum deja sunt unele, care asigură chirurgii majore, să facem un spital regional. Aia va fi și o investiție enormă regională. Ei se descurcă cu business planul, cu finanțările actuale, pentru că spitalele mari, trebuie să recunoaștem, beneficiază și de alte finanțări, nu doar de la casă. Sunt multe programe pe patologii specifice. Spitalul e o firmă cu multe, o companie, o întreprindere cu multe surse. Pot face centru de conferințe, hotel, grădinițe, locuințe pentru... Dar, nu sunt pentru o separare totală. În ultimii ani, domnule Marcu, ați simțit și în practică acest tip de discurs din partea autorităților în care se favorizează și lucrurile merg în direcția unui parteneriat public-privat sau mai puțin? Prima mea opinia este că ostilitatea cumva a dispărut. Acum 7-8 ani exista un grad de ostilitate pe care, recunosc, nu-l înțelegeam. În acest moment pare să fie o tendință de a putea comunica și de a putea plănui câte ceva reciproc. Sigur, sunt diferente până la urmă, mai ales unde este zona de finanțare, în care intrăm puțin în coliziune și nedrept până la urmă pentru pacient. Pacientul, plătind, sigur, asigurările sociale, ar dori să beneficieze și de decontare la privat. Se poate, dar numai că există o limitare, până la urmă, firească într-un stat care nu este potent ca statele vestice. Avem o altă întrebare, de fapt, o întrebare, e un caz practic, tot semnalat de un cititor Hot News. Există mai multe cazuri de acest gen în țară și întrebarea e pentru ambii invitați. Spune cititorul Hot News, dând de exemplu Clujului, unde toți marii profesori universitari de la UMF au spital privat unde recomandă pacienților să se opereze. După operație și încasarea facturii, pacientul e transferat la spitalul de stat și se recuperează pe banii statului. E acest tip de relație corectă? Nu este corectă. Ține mai mult de începuturile medicinei private, nu ține de actualitate. Furnizorii mari, și Medlife a fost pionier în această zonă, încearcă să-și creeze propriul corp medical, propria identitate. Goana, după a aduce un profesor punctual pentru pacienții pe care are de la stat, nu este o politică corectă pentru un spital privat. Deci înțeleg că sunteți împotriva acestui ping-pong în care îți trimiți pacientul din spitalul public în spitalul privat și când se întâmplă ceva ce e mai scump de tratat, total împotrivă, și dacă asta se face cu intenționalitate, nu mi se pare fair. Dacă spitalul privat, să spunem, într-un anumit moment beneficiază de o tehnologie superioară care aduce beneficii pacientului, pot înțelege. Dar ce să nu fie, dacă vreți, linia etică a medicului de a dirija pacientul dintr-un sistem în altul. Iar ca să poți să închei cu ce ați spus dumneavoastră, a trimite pacientul la stat în momentul în care te depășește este o zonă foarte fină. Nu încercăm să luăm pacienți, să putem taxa ceva ca apoi complicat să se ducă la stat. Foarte rar ducem un pacient, dacă șansele lui sunt la stat mai mari, atunci îl transferăm. Poate că în sistemul nostru, care îl cunosc foarte bine, în ultimii 3 ani poate am trimis 2 pacienți. Deci este pur excepțional. A circulat la un moment dat o propunere ca în lege să apară o anumită obligație ca un pacient transferat în caz de complicații într-un spital privat, într-un spital public, o parte din tratamentul din spitalul public să fie acoperit de spitalul privat. Cum vi se pare o... Era foarte grea delimitarea. Când se întâmplă asta? Domn profesor știe, dacă un caz se complică, este o variantă, dacă un caz este inițial tratat ca să faci ceva superficial, apoi drumul să fie prin salvare, este tot o altă discuție. Sunt și cazul invers, sunt pacienți care la stat, nu vreau să, domnule fește, să jignesc pe nimeni, nu au avut parte de un tratament corect și atunci se duc către privat. Domnul doctor, cum reușește Ministerul Sănătății să reducă numărul cazurilor de acest gen, care, onești fiind, există, în special, mai puțin în zona spitalelor mari private, dar în zona clinicilor medii și mici? Da, fenomenul e din ambele părți negativ, la limita legalității, și face de servicii atât spitalului public, dar și sectorului privat, căruia îi se aruncă, iată, o anatemă
de la niște cazuri izolate. Cum se întâmplă și cu doctorii în general. Niște cazuri izolate aruncă anatema generalizării pe toată prestația medicilor. Se internează 4 milioane de oameni beneficiați de servicii în spitalele românești, dar 95% în mass media se discută de cele 30 de cazuri care au mers prost, pentru că se sacrifică totul pe altarul unicului zeu care contează, audiența. Cred că aceste lucruri, cred că a spus foarte bine, sunt încă niște vestigii al unui mod în care a demarat înainte. Nu vor mai putea continua, pentru că intervin și organele legii și le vor bloca. Eu am, trebuie să spun, sigur, da, există... În momentul ăsta nu există nicio posibilitate legală de a bloca un medic care lucrează într-un spital de... Cum? Pentru că, vedeți, transparența va reuși să blocheze asta. Nu mai poți când își va introduce cardul de sănătate în aceea zi, în două cititoare de carduri, unul de la public, unul de la privat, se va vedea clar tendința. Deci asta e un aspect. Ceea ce vreau să spun... Se va vedea, dar sigur, asta nu înseamnă și că se va putea bloca. Pentru că se vor putea interveni nevalidându-se serviciile, pentru că va fi evidentă tendința, intenția care a fost făcută. Niște, discutând un pic de reproșuri. Vreau totuși să insistăm pe zona asta. E undeva în lege menționat un interval de timp în care pacientul poate să meargă dintr-un spital de stat într-un privat, adică trebuie să treacă 3 zile ca asta să fie în regulă, nu sau este. O zi sau două? Nu este, dar nu e corect. Și asta se poate dovedi. Nu trebuie este, să nu respectăm niște reguli. Să ajungă la spitalul privat după ce a fost în acea zi consultat, va trebui să explice de ce a ajuns acolo și de ce nu a fost tratat aici. În baza cărui articol din lege va trebui să explice aici? În baza pachetului de servicii, pentru că această trasabilitate interzice acest lucru în pachetul cu casa. Că vorbim de pachetul cu casa. Eu, de exemplu, ce aștept? O contribuție cât mai mare a privatului în rezolvarea problemelor majore. De multe ori, nu întotdeauna, dar se întâmplă ca uneori privatul doar să vampirizeze anumite zone. Nu privatul serios, noul val, să spunem, al privatului. Dar există zone de privat. Vampirizează zonele profitabile. Vă dau un exemplu. S-au făcut multe maternități private, care sunt cu condiții de lux. Excelent. Dar ce rezolvă ele din problemele noastre? Nașterile scad în România dramatic. Maternitățile publice sunt goale. În schimb, maternitățile private foarte frumoase și moderne nu prea preiau nașterile prematurile, non-născuții cu probleme, mari prematuri și secțiile de prematuri din spitalele publice sunt blocate. Nu avem locuri. Noi nu mai avem ventilatoare destule pentru noi, pentru prematurii acestea mari, de când cele private tratează doar patologia necomplicată și ne trimit. Ne mai vorbim că fertilizarea in vitro, care demarează anul acesta, avem 10 sau 11 dosare depuse pentru acreditare, sunt aproape toate private. Vor fructifica foarte bine. Bine o fac. Ei vor produce foarte mulți prematuri care însă vor veni în secțiile de nou-născuți. Deci aici poate să găsim niște instrumente, pentru că natura intervenției este să ai profit și nu e nimic acuzabil în asta. Dar trebuie găsite niște instrumente ca totuși să preia și sarcina, rezultatul. Noi avem foarte puțini nou-născuți, dar tot mai mulți prematuri. Acea zonă este doar pe umerii spitalului. De asemenea, s-au întâmplat niște lucruri și e și vina celor care acreditează. Servicii ambulatorii pure, de la parterul unui bloc, private, au văzut că plata pe spitalizare de zi e mult mai bună decât consultul propriu-zis. Și în loc să facă suma unor consulturi care dă o sumă mai mică, au îmbrăcat-o într-un spitalizare de zi. Și au aprobat câteva paturi, două, trei acolo, și dintr-o dată avem o explozie de spitalizare de zi. Ca indicator e minunat. Dacă te uiți la casă pe site, că e transparent, numărul serviciilor de spitalizare de zi a crescut până la aproape 40% din numărul total al pacienților de servicii, de toate serviciile. Dar cele mai multe nu sunt decât forme de vampirizare a sumelor și de fapt n-aduc niciun beneficiu. Alea sunt, clar, servicii ambulatorii, dar sigur, privatul cu mobilitatea sa mai mare s-a adaptat imediat. E bine, dar trebuie cumva să limităm tendința de a se orienta exclusiv spre un profit facil. Domnule Marcu, cum o să afecteze proiectul de lege care a intrat acum în Parlament referitor la plata în regim privat a unui medic care lucrează în spitalul public? Cum afectează politica de resurse umane dintr-un mare spital privat? Vă afectează într-un fel? Vă obligă să vă repoziționați din punct de vedere al salarizării medicilor, a tragerilor? Ne-am și repoziționat unde a fost cazul.
Este, sigur, din punct de vedere al competiției, e un lucru care ne dă de gândit, dar din punct de vedere al firescului, este bine ca un spital de stat să aibă dotare cât mai bună, medicii din spitalul de stat să lucreze acolo pe timpul care este alocat contractual. Până la urmă, noi trebuie să aducem încă un nivel superior. Poate vom aduce prin nivel superior altă tehnologie. Nu știu, va fi un efort financiar. Poate vom aduce viteză. Viteza este foarte importantă când trebuie să aștepți și ai o afecțiune. Poate vom aduce o platformă de interacțiune mult mai bună. Bun, da, da, ne da, vom adapta. Da, da, dacă un chirurg va putea opera în regim privat după amiaza, într-un spital de stat, care ar fi stimulentul pentru el să mai rămână și în spitalul privat și să opereze acolo? Este strict dependent de ce va însemna zona de taxe și impozite pentru medicul respectiv și ce va însemna acoperirea contractuală de către stat. Dacă va opera sub acoperire contractuală de către stat, va fi o problemă pentru noi și trebuie să gândim cum vom face asta. Dar nu asta este spiritul legii. Spiritul legii este că activitatea de tip privat, el nu o va desfășura ca și angajat a spitalului, în mod evident. El este un partener legal constituit, societate medicală, SRL, forme legale acceptabile, care, așa cum intră într-un contract uneori cu un spital privat, utilizându-i facilitățile cost contra unei taxe, va intra și cu acel spital public. Nu cred că va reprezenta o mare amenințare pentru spitalele private. Nu cred așa că e? Eu nu cred că asta. O mare amenințare. Nu cred. Pentru că ele, uite, încep să se orienteze tot mai mult pe consolidarea unei echipe proprii, în primul rând, și asta le dă forță, personalitate. Și sunt mulți medici care au plecat deja și buni, foarte buni, din spitale mari, pleacă și acum. Deci să înțeleg că nu vom mai vedea situații în care chirurgi cu experiență vor ruca în același timp într-un spital de stat și într-un spital privat. Nu, aparat. Este posibil, dar fără de contare cu casa. În timpul liber va alege ce este evident mai confortabil. Da. Gândiți-vă că nu toate spitalele vor putea oferi acest lucru. Nu foarte multe spitale publice, să recunoaștem, au capacitatea să ofere niște condiții comparabile de confort, de siguranță, de curățenie cu multe spitale private. Vor fi câteva, dar e important ca acele câteva să poată să o aibă. Sunt mari disparități. Trecerea la autorități locale a făcut ca unele spitale să prăbușească în marasm, iar altele să arate extraordinar. Suceava. În ce stadiu e această lege? Ea are ca pilon este acest lucru și este inspirat din alte sisteme, cel mai reușit, să spunem, cred că este cel din Israel, și are ca alt pilon, să spunem, important, faptul că în afara acestei activități de tip privat, bine reglementată, în care spitalul public, în afara programului și fără afectarea programului de urgență, poate oferi facilitățile unor inițiative private, medicale. Celălalt stâlp este inspirat mai ales din modelul francez, dar care nu este unic, posibilitatea oferită pacientului ca în timpul programului de lucru, ca în timpul programului normal de lucru al spitalului, ca și pacient asigurat, poate alege gratuit ce spital dorește, dar și este tratat gratuit de medicul de serviciu care l-a internat prin policlinică sau prin gardă, dar să poată opta în mod expres pentru un anume expert, dacă dânsul dorește pe acel expert, printr-o relație contractuală de tip onorariu. În proiectul de lege nu este stabilit cât vor putea lucra medicii în regim privat. Exact. Acest lucru, pentru a evita, pentru a nu determina sau crea măcar impresia că acești medici vor fi exclusiv, vor fi accesibili exclusiv pacienților cu posibilități financiare, se va limita la un procent de 50-50% din pacienți se poate rezolva în acest sistem de adică tip onorariu. Dacă ai 4 pacienți într-o zi în regim de stat, nu poți avea mai mult de 4 în regim privat în aceeași zi. Exact. Acum, toate trebuie înțeles cine beneficiază cel mai mult de aceste. Nu medicii care câștigă bine și acum neoficial. Cunoaștem că există fenomenul plăților informale. Nu aceștia vor câștiga mai bine. Ei vor câștiga însă în demnitate, în transparență, bine, ei vor câștiga în fiscalizare. Mai puțin, nu? Mai puțin, dar foarte mulți doresc să iese din zona asta de vulnerabilitate. Vor câștiga cel mai mult pacienții obișnuiți, fără posibilități financiare. Pentru că spitalul public va câștiga din oferirea platformelor în activitatea privată niște fonduri și va câștiga un procent din onorariile medicilor în timpul programului de lucru. Toate acestea se vor reflecta în condiții mai bune de îngrijire pentru toți pacienții. Domnule Marcu, sunteți probabil unul dintre cei mai importanți angajatori de medici la ora actuală, având în vedere problemele de a te angaja ca medic tânăr într-un spital de stat.
cel puțin într-un oraș important. Cum îi țineți, cum îi atrageți pe medici, în special pe medicii tineri? Și cum îi țineți în țară? Le dați salarii mai bune decât la stat? Clar. Ce? Pe medicii tineri, acțiunea noastră începe încă din rezidențiat. Ne dorim foarte mult, și asta poate o să fie și o inițiativă legislativă, ne dorim foarte mult să poată să lucreze cu voia catedrelor respective, să lucreze și în spitalul privat. Nu știu sub ce timp, cât ce durată. Nu este cu nimic mai prejos o unitate medicală privată decât una de stat din punct de vedere al educației profesională. Nu își pot efectua rezidențiatul în spital. Își pot. Sigur că sunt tot felul de înțelegeri, funele tacite în care profesorul lasă o zi. Noi pentru această activitate avem un contract cu dumnealor. Dumnealor pot vedea și ce înseamnă sistemul privat și ce înseamnă, dacă vreți, finanțarea unui sistem privat, capacitatea de a merge să se instruiască, și apoi noi putem oferi și un contract pentru cei care ne interesează pe termenul. Facem acest gen de recrutare și mi se pare firească, până la urmă, publicul poate să aleagă să plece, să stea la privat, să stea la stat, nu este nicio problemă. Apoi încercăm foarte mult să creăm o atmosferă de lucru altfel, îmi cer scuze că vorbesc altfel decât în spitalul de stat, pentru că atmosfera de multe ori nu este propice dezvoltărilor profesionale. Cauzele, la fel, pot fi discutate oricât. Apoi, zona de finanțare, de zona contractuală, încercăm să legăm de performanță. Performanță înseamnă și cantitate și calitate și foarte mult relație cu pacientul. Ne interesează foarte mult acest argument. Cum relaționează cu pacientul? Nu pur și simplu cum a operat, punct. Din acest spirit, de multe ori reușim să atragem, sigur, mai este o altă zonă de atragere a cei valoroși, încercăm să contraofertăm mai ales de la alți privat. Există o recrutare activă. Tot timpul noi suntem cu ochii în piață. Ce medici au competitorii noștri? Ce medici dezvoltă competitorii noștri? E mai important, spun la urmă, statul. Asta este principala noastră cale de a atrage, menține și de a arăta o perspectivă unui medic tânăr. Vă dau o veste bună. În acest proiect de lege, un articol prevede următorul lucru. Medicii rezidenți își pot desfășura stagii de pregătire în cadrul rezidențiatului și în alte spitale decât cele universitare, cu acordul coordonatorului de rezidențiat. Această prevedere am făcut-o pentru că vin din sistem. Acolo am trăit, am fost rezident, am lucrat cu ei, lucrez cu ei și atunci coordonatorul de rezidențiat, pe baza unor criterii, sigur, de competența spitalului respectiv, va putea să aprobe. Fie într-un spital public, fie, de ce nu, într-un spital privat, unde există și avantajul că spitalul privat va plăti pe perioada respectivă. Acest lucru e benefic în principal pentru rezidenți, pentru că de multe ori în clinicile universitare există o supraaglomerare și nu au ocazia să se maturizeze profesional, să facă. Există multe motive, sunt supraaglomerați, mai există încă multe mentalități feudale, realmente, în care un șef de clinică e șef de trib și ei nu apucă să se maturizeze, pe când într-un spital public în care există unul sau doi doctori se bucură de un ajutor și vor lucra, cu atât mai mult într-un spital privat. Cred că principalul câștig al stagiilor în spital privat este tocmai ceea ce a spus dumneavoastră, o școală a relaționării și a comunicării. Eu am spus că un medic român, principalul handicap și care nu costă bani, este această problemă și ea nu o pot rezolva, ziceam eu, până acum, decât în străinătate. Eu acolo am înțeles ce e important. Ei vor putea să învețe asta în România, în stagiile, dar în spitalele private. Cum poate un medic rezident să activeze și să lucreze într-un spital privat dacă nu are drept de practică? Are drept de practică. Domnul doctor, în toată Europa și în toată America, marile urgențe și gărzile și toate sunt ținute de medici rezidenți, da, să fim serioși. Ei au drept în limitele pregătirilor, au și acum în România prin lege. Deci ei pot să facă gărzi. Ceea ce vrem să schimbăm în viitorul apropiat, sper cât mai repede să impunem modificare, este ca toate gărzile lor să fie plătite din anul 1. La noi, în mod nedrept, gărzile sunt plătite numai după anul 3. Deci ei au dreptul în limita asta și cu supervizare. Nu asta poate. E problema, responsabilitatea actului medical efectuat de un rezident aparține medicului... Da. În momentul ăsta, medicului coordonator. Da. Dar este ok și asta. Și credeți că ar fi necesară, cel puțin din anii mari, ca medicii rezidenți să primească un drept de liber practic, cum se întâmplă în alte țări europene? Cred că ar fi benefic, dar pentru privat mai este și o problemă, și dacă vreți, de imagine. Sigur. Nu întotdeauna este facil să te întâmpli în un medic rezident. Exact. Tot se consideră, nu știu de ce, că nu ar avea competențe. Medici de ani, 4-5, în specialități de 5 ani, au competențe. Exact un specialist. Poate fi de câteva luni. Aici e un handicap la privat. Pentru că la public, prin lege, spitalele universitare, pacientul este informat. În mod normal, informat și știe că fiind spital universitar,
există medici rezidenți care se vor ocupa de îngrijirea lui. Cum se va schimba rezidențiatul? S-a tot vorbit de schimbarea programului de rezidențiat. Rezidențiatul, dincolo de aceste aspecte care le-am spus deja, cu o mai mare mobilitate și într-un fel stimularea lor prin plata muncii făcute în gări de la început, noi am demarat, chiar am preluat acum în portofoliul meu, să spunem, acest subiect al pregătirilor și am demarat prin comisiile și societățile de specialitate un program de racordare a curiculelor de pregătire în rezidențiat la curiculele europene, acolo unde ele există și se poate aplica și există multe. Există curicule, nu e cazul să mai inventăm ceva. Există curicule europene de pregătire în specialitate. Prin aceasta, nu doar că ne lăudăm că ne-am racordat acolo. Există beneficii clare. În curiculele acelea sunt incluse o serie de competențe care, în unele curicule actuale în România, nu există, astfel că săracii medici tineri, după ce termină rezidențiatul de 5 ani, trebuie să mai plătească taxe nu mici pentru salariul lor, să facă atestate care fac parte din esența profesiei lor. De exemplu, CT la radiologi, artroscopie la ortopezi și așa mai departe. Dorim ca aceste curicule să includă cea mai mare parte a lor, deci să facem curățenie în atestate. Apoi, în ceea ce privește atestatele, acest sistem în care ei plătesc o taxă mare și mai sunt scoși și din producție, este neaplicabil. Este. Bun, deci veți desfința sistemul atestatelor. Nu, rămân, dar dorim ca taxa să fie modică pentru cheltuielile administrative, iar el să fie, pe perioada respectivă, fie angajat în continuare de spitalul unde lucrează, care e interesat ca el să aibă această supra-specialitate, sau chiar, ca variantă, poate spitalul universitar care are expertiza să-l pregătească în atestat de chirurgie oncologică, să spunem, poate are nevoie de medici. Concursul, și pe perioada aia să-l poate plăti el. Concursul de organizare, concursul de intrare în rezidențiat. Rămâne la fel. Rămâne la fel. E o problemă de comunicare mai degrabă. Nu s-a schimbat nimic. Va continua să fie organizat de Ministerul Sănătății. Va continua, anul acesta rămâne așa și abordarea este totuși trebuie asigurată o coordonare națională pentru a nu avea mari disparități, pentru că există diferențe între centre. Cum rezolvați o altă problemă pe care au tot semnalat-o medicii rezidenți, în special și din specialitățile chirurgicale, care își termină ciclul de rezidențiat fără să aibă practic efectuate manevre chirurgicale care altfel sunt trecute pe hârtie ca obligatorii. Termină rezidențiatul un urolog fără să fi făcut o prostatectomie, de pildă. Aveți sunt cazuri. Dreptate. Cum rezolvați asta? Sunt. Din păcate, aceste cazuri. Pentru că acești medici ajung. O curiculă europeană este de natură să ajute. Nu va rezolva toate problemele, dar este un demers absolut necesar, pentru că are un caiet clar de manopere. O altă abordare absolut ok și pe care am făcut-o deja în specialitatea noastră, noi introducând curicula europeană de ATI, automat am adoptat examenul pentru titlul de medic specialist, partea scrisă, momentan, pentru diploma europeană, ca și partea oficială a examenului. Astfel, subiectele vin de la Bruxelles, caietele de examen, sunt corectate la Bruxelles, de unde primim rezultatele. Iată o altă asta abordare. Se întâmplă în ATI. Se întâmplă de 3 ani. Doar acolo. Da, dar vrem să extindem această experiență. Domnule Marco, uitați, Sebastian Von, alt cititor Hot News, vorbește despre necesitatea unei redirecționări mai consistente și voluntare a banilor din contribuții pe care le plătim fiecare către sistemul privat. Și am constatat că rețeaua MedLife se extinde din ce în ce mai mult într-un ritm chiar amețitor. Vă pregătiți pentru apariția unor asigurări voluntare, eventual chiar administrate de privat, sau care e logica acestei extinderi din perspectiva asigurărilor private posibile? Nu am mers în această direcție. Mm-hmm. Proiectul nostru este legat tot de corporații și de abonamente. Logica extinderii, atât pe vertical cât și pe orizontal, a fost în primul rând teritorială și în al doilea rând să intrăm în zone de complexitate care aduc și foarte multă cinste a obrazului. Nu sunt neapărat viabile financiar, cum e zona de neurochirurgie, de cardiologie intervențională. Ne interesează să arătăm că suntem un sistem prezent în fiecare punct major al țării, dacă vreți regional, și care poate să ducă în anumite zone servicii de complexitate ridicată. Și cred că asta este, dacă vreți dezvolți un sistem, trebuie să fie și pe orizontală și pe verticală. Aveți nevoie în acest moment de asigurări private în România? Ar face bine sistemului medical privat asta? Noi ne putem adapta. Pentru sistemul medical actual, zona de menținere a abonamentelor, cum este și trendul și fostul bloc sovietic, este ok pentru noi. Este unul din picioarele pe care ne sprijinim.
Nu avem o țintă ca și asigurări. Ținta noastră este dacă reușim să ștergem această graniță privat-stat, pentru că egalitatea legislativă ne este, și evident să putem și anticipa schimbări majore, pentru noi este vital. Da, în acest moment nu există această egalitate. Există zone de semnificative inegalități. Pot da un singur exemplu. O companie privată, dacă face încă 5 spitale, construiește de la zero, contractul pe internare continuă nu poate crește decât cu 25%. Deci asta va frâna dezvoltarea companiilor private pe o perioadă indefinită. Noi am pățit acest lucru. Sigur, pe de altă parte, colegii care de la stat care au gândit legislația au anulat bariera de 5% din total fond, ceea ce este benefic. Rămâne încă bariera, dacă vreți, coplății și a condițiilor hoteliere, care ne putem gândi la ea. Da. Nu, eu nu o văd ca fiind normală, pentru că sunt intervenții care costă 25.000 de euro. Cei 300 limitarea pentru cazare nu pot acoperi și trimit cumva privatul într-o zonă gri, să spunem, cunoscută de ambele părți și care nu este ok. Firesc este să putem aduce plus valoare împreună, nu separat și să ne... De exemplu, nu putem face un spital privat de urgență. Ok, nu este o problemă. Este firesc ca cei în măsură să gândească sistemul acesta să ia și sistemul privat în calcul. E zona, nu știu ce spun, Tulcea, defavorizat. Ok, haideți să stimulăm dezvoltarea în zona Tulcea a unui spital, nu știu, PPP, cum spune foarte bine domn profesor. De acord, legislația pe parteneriatul public-privat este încă în urmă. Am avut astfel de discuții. În spate pune terenul la dispoziție, vine un constructor X, face construcția și un operator privat Y care face managementul și aduce tehnologie. După o perioadă de, nu știu, 20 de ani, spitalul rămâne al zonei sau al statului, să nu contează. Managementul este menținut sau nu, constructorul și-a scos banii de pe construcția respectivă, sigur, cu profit. Sigur. Dar investiția nu mai este asta. Statul pune la dispoziție un teren, ceea ce cred că e firesc. Și... Așa este. Eu sprijin foarte mult acest lucru. Deci nu vreau să mai limităm. Nu poate intra un privat la un spital regional. De ce? Dacă asta ne rezolvă, acum cu fonduri europene, sunt prevăzute 3 spitale, doar 3 spitale regionale și acolo fondurile nu sunt suficiente. Noi ne zbatem să obținem mai mult. Celelalte mari centre au toate nevoie. În 10-15 ani, toate spitalele regionale din România sunt depășite tehnic, material. Da, nu s-a mai, statul nu a mai construit un spital nou. Nu s-a construit nimic. De, și atunci nu avem altă alternativă. Nu există. Un proiect din ăsta e foarte scump. Sute de milioane de euro. Când credeți că vom vedea asigurări voluntare, eventual private, chiar deductibile? Am făcut un grup de lucru recent în care sunt playeri, societatea asiguratorilor și reasiguratorilor, player din partea Ministerului Sănătății, Casa de Asigurări, ASF-ul, care va aborda acest subiect. Este absolut necesar să... Ce e acest grup de lucru? Care analizează subiectul asigurărilor complementare, suplimentare, private, cum doriți să le spun. Format din asigurări. Reprezintă societatea asiguratorilor, ASF-ul, Ministerul, Casa și Școala Națională de Management. Sigur, deschis, va fi deschis și altor acest colaborări. Grup de lucru, scopul lui este să pună pe masă metode, o legislație pentru asigurările private. Calea să încurajăm, pentru că ele există, legislația există, dar nu vin. Și e firesc să nu vină, pentru că acum nu e nimic clar. Pachetul bazal e destul de larg, un pic cam prea larg. Și atunci nu-și găsesc. Am început încet să-l ajustăm. Pe de altă parte, această lege, dacă va prevedea că pacientul poate să-și aleagă un expert contra unui onorariu, atunci societatea va zice, da, eu nu puteam să-ți dau plicul la negru, să-l dai pentru plată informală. Dar asta îți oferă în asigurarea mea. Acest grup de lucru are și un orizont de... Acum l-am inițiat și deci urmează în săptămânile acestea să avem prima întâlnire, practic, dar chiar este inițiativă demarată și ne preocupă pentru că e o sursă în plus benefică pentru tot sistemul sanitar. Vreau să încheiem cu două întrebări scurte, personale, dar foarte relevante în contextul discuției. Domnule Marcu, ați lucrat ca psihiatru într-un spital de stat, după care v-ați mutat în zona privată exclusiv. Era un spital universitar important unde puteați să faceți cercetare, activități academice. De ce ați plecat? Vine în minte o glumă. Am două neveste și sunt nefericit. Una m-a părăsit și una încă nu. Cred că am plecat dintr-un mix din dorința de a
fi lângă familie, de a dezvolta ceva privat, inclusiv psihiatrie, de a putea continua munca psihiatrică și în privat, sigur, fără spital, o altfel de psihiatrie. Ați renunțat la o carieră academică. La o carieră academică. Am crezut că este un drum mai bun pentru mine. E posibil o carieră academică și exclusiv într-un mediu privat, la ora actuală în România, sau e mai greu? Doar academică? Vorbim în zona medicală? Da. Cred că da. Da, de ce nu? Există și universități private, sigur, au și ele dificultățile lor de funcționare și de organizare. Din ce știu, cadrul legislativ pentru zona de rezidențiat e puțin neclar și impresia că este interzis. Nu știu dacă e bine sau dacă e rău, aici nu pot comenta că nu e specialitatea mea, dar cred că se poate. Cred că se poate. Domnule doctor Sândes, dumneavoastră știu că ați avut până anul trecut un cabinet privat care furniza servicii medicale multor spitale de stat. Ați fi putut câștiga bani buni în continuare acolo. De ce l-ați închis ca să veniți exclusiv în zona de stat unde stați? Pentru același motiv pentru care acum câțiva ani destul de buni, lucrând, obținând dreptul de lucru în vestul Europei, atunci când nu era asigurat automat, în urma unor teste trecute cu succes, mi-am dat seama privind la colegii mei care aveau salarii net mai bune și îmi ofereau perspectiva de a rămâne acolo definitiv, că nu te loc mai fericiți ca noi, că au un splin, o stare care nu e neapărat una foarte optimistă și mi-am analizat de ce mă trage atât de tare, greu de explicat înapoi. Și în final, una din explicații este că implicarea în a face niște lucruri care nu-s neapărat doar pentru tine e de natură să-ți dea acea satisfacție, acea stare, mulțumire, sentiment de împlinire. Și atunci m-am întors în România în condițiile grele și am avut ca obiectiv atunci să fac o secție modernă. Am reușit, după aceea am reușit cu programul cu ATI să extind cumva național. Acum am, eu care mă băteam cu Ministerul de ani de zile făcând naveta de la Timișoara, dacă mi s-a oferit această propunere necondiționată politic, pentru că eu nu sunt implicat politic, am zis că da, merită, că altfel n-aș fi conservă cu mine. Am plecat acum 15 ani, am venit acasă și nu o să obosesc chiar acum, când am ocazia, poate, să fac ceva pe o perioadă scurtă, cât de cât să mișc, când mă întorc înapoi. Sunteți un paradox, membru într-un guvern socialist de stânga și un susținător al parteneriatului public-privat. Din fericire nu sunt, cred, un caz izolat. Ați văzut că puțin nuanțele astea politice au început să se cam șteargă și oamenii înțeleg că trebuie să adapteze la situație.